Și mai este un mister care îi tulbură pe istoricii din ziua de azi. Cât de mari erau chiriile pe vremea aceea, din moment ce, el fiind domnitor, nu își permitea să locuiască în București și stătea în Târgoviște. Pentru a afla mai multe, voi sta de vorbă cu un specialist care ne va lămuri de ce nu avea bani Mircea cel Bătrân ca să-și ia ceva în București. Bună ziua! Sunt băiatul cu Mircea cel Bătrân. Tocmai am vorbit cu un istoric, dar nu prea m-a lămurit. A zis că Mircea cel Bătrân locuia la Târgoviște nu pentru că era sărac, ci pentru că acolo era capitala țării românești. Serios? Și dacă era la Târgoviște înainte, unde a fost? La Făurei? La Caracal? Să fim serioși. Da, a avut dreptate domnul istoric. Capitala țării românești era la Târgoviște pe vremea aceea, însă am o explicație pentru asta. Mircea cel Bătrân, fiind jenat de faptul că nu are bani să locuiască în București, a mutat capitala țării la Târgoviște ca să aibă un motiv întemeiat ca să locuiască acolo.